Hei, salutare tuturor! Azi o să spunem ceva mai interesant și anume a patra parte dintr-o colecție de patru volume și anume vom vorbi de seria Un eroe, una batalia, un erou, o bătălie și avem volumul 4 din cele 4 din această serie și anume la Nevedii Stalingrado sau Zăpada Stalingradului. Avem un, să zicem așa, un volum de pocket. Adică câte mâna, ceea ce e interesant, că poți să-l car ușor, buzunar, e chiar nice. Și avem editoriale Cosmo, evident este printat sau editat și printat de către editoriale Cosmo. Și de asemenea, îmi place foarte mult această formulă, l'eroismo è tornato di moda, sau eroismul este din nou la modă. Acest volum a apărut practic în anul 2018. Și a avut costul de 10 euro. E drept, eu l-am achiziționat de pe Libristo.ro la costul de 45,7 bani, mă rog, 45 de lei. Am și verificat înainte să încep filmarea, dacă îl mai au disponibil și din păcate nu mai se găsește nici pe Libristo.ro sau și pe alte site-uri, eventual doar pe pagina celor de la editoriale Cosmo. Dar ce avem de față? Deci, practic, avem aici o colecție de patru volume, ce au loc în patru bătălii mari, interesante. Două, volumul 1 și volumul 4, vor avea legătură cu al doilea război mondial. Volumul 2 are legătură cu, să zicem, romanii, legiunile romane și volumul 3 cu luptele sau războaiele din perioada lui Napoleon Bonaparte. Dar, pentru început, pot să spun că îmi place coperta, este o copertă perfectă, e un ton. Coperțile sunt groase, iar partea de hârtie, bine, stilul italian, alb-negru, tot așa, nu e nici groasă, nici subțire, e așa, medie, ca foaia de ziar, dar frumos. Deci chiar nice, îmi place. Și să-i dăm bătaia puțin așa, ce este în acest volum, care, de drept, este în limba italiană, dacă nu v-ați dat seama deja. Da, știu. Dintre altele citesc foarte mult limba română, limba engleză, dar și fumete în limba italiană. Și avem La Nevedii Stalingrado și avem Testi, sau mă rog, scenariul de Davide La Rosa și desene de Valerio Befani. Practic, această poveste nu se vrea fi neapărat ceva pentru publicul tânăr. De cel mai multe ori se relatează poveștile adevărat întâmplate, deci nu este o operă așa inventată, o poveste așa frumoasă reinterpretată. Nu, conține foarte multe detalii din sau evenimentele din lumea reală și este un mini roman grafic care este destul de brutal din multe puncte de vedere. Și începem așa, bineînțeles, cu generalul Paulus, pentru cei familiarizați cu campania nemților pe frontul de est, când efectiv îi zdrobea pe ruși. Deci, la început operațiunii aceea și vedem armata sau una din armatele germane Deutschland Uber Alles pregătindu-se pentru a cuceri în continuare așezămintele rușilor și începem așa cu un blitzkrieg făcut ca la carte, mai ales că avem J-88 Junkers Stuka, acele bombardiere la picaj. Avem, bineînțeles, panzerele Mark IV, sau, mă rog, panzer 4, soldații cu MP40, mă rog, aici deja vorbim detalii despre PP-șac, deci pentru cei care cărora le place partea de istorie, de armament, de tehnică militară. Dar trecând așa puțin din volum, e drept, întâi campania nemților, ce îi bat crunt pe sovietici și la propriu și la figurat și bineînțeles relatarea la atrocitățile pe care le-au făcut trupele germane. Acum nu toate, doar o parte, dar stăm acum să dezbatem Waffen SS-ul și toate cele. Și cum avem și aici, bineînțeles, pentru că un om executat, rezistete per la madre Rusia sau rezistați pentru mama Rusie. Practic când au loc evenimentele noastre, evident, era un război total. Civilii
se refugia pe unde puteau. Deci ce se întâmplă acum în situația cu Ucraina, dar în al doilea război mondial acolo chiar era, chiar a fost brutal la modul cel mai serios. Practic, din partea aceasta de vâltoarea luptelor între nemți și trupele sovietice, să spunem că s-au găsit câțiva civili, această cale care s-au refugiat, și printre civili avem și pe Irina, avem chintesența rusă aici adevărată, care, mă rog, din mamă cât și, bineînțeles, soție, trecând prin niște evenimente mai tragice din cauza războiului, se decide să contribuie și ea pe partea aceasta la efortul de război. Deși, evident, inițial erau ruși, băi, femeie, ce să cauți, n-ai ce. Ea o să le demonstreze faptul că nu este chiar așa și că este destul de patriotă și poate să facă față. Și încet, încet, deja o vedem pe Irina, care se specializează pe această cale și ajunge treptat să devină, printre altele, un lunetist foarte, foarte bun. Și, bineînțeles, pe tot parcursul acestui roman trecem puțin prin câteva perioade pe această cale, vorbim de zile, săptămâni, luni de zile, și vedem și pe parte și pe alta atât desfășurarea campaniei în Rusia, în special în orașul Stalingrad, și vedem de asemenea și în paralel povestea Irinei, care, da, la început din partea de civil ajunge, să zicem, o persoană destul de importantă în evenimentele acestea armate, adică face diferența de foarte multe ori și anumite bătălii au izbăvit și datorită ei, mă rog, bătălii de partea sovieticilor, de exemplu, cum vedem și aici. Adică arul oricum n-ai cum să nu-l apreciezi, e un arul curat, frumos. Deci, dacă ar fi să fie o bandă desenată, bine, și sunt multe, dar care să expună eroismul sau să aducă în centrul atenției un personaj feminin, este acesta. Deci, practic, nu vorbim de o super eroină, super putere, nu, tată, vorbim despre o rusoaică care, pusă în fapt împlinit, ia arma în mână și încearcă să lupte împotriva forțelor ocupante sau forțelor atacatoare și să încerce să facă cât mai mult damaj pe această cale, nu fără menajamente, fără chiar brutale de cele mai multe ori, dar asta pentru că și forțele ostile se aplicau aceeași tactică. Și de asemenea, vedem pe parcurs evoluția personajului, care este foarte frumoasă și mai ales partea aceasta când se trece din a prima parte, în care nemții erau mai triumfători, când deja se apune iarna și a fost una din cele mai crunte ierni de mulți ani de zile și trupele nemțești au fost surprinse puțin pe această cale. Evident, bătălie cu celebre Catiușa, acum avem și pe fundal, să fim așa în temă. Dar da, deci merită citit absolut, deci spun că e brutal, adică Irina noastră nu are niciun menajament, adică știe exact ce ținte trebuie doborâte și cum, adică se vede puțin că e necesară o astfel de bandă desenată, astfel încât anumite din evenimente istorie să fie menționate practic și cum s-a întâmplat. Adică pe această cale putem să ne aducem aminte și cum este volumul Tidal Wave a domnului Felix Crișan, care de asemenea o lucrare excepțională. Adică, băi frate, dacă vorbim de partea de istorie, nu luăm așa, băi, aliații sau inamici, Germania nazistă. Nu, trebuie să povestim faptele istorice din toate punctele de vedere, să fie cât mai obiectiv, că până la urmă trebuie să privești și de o parte și de alta evenimentele respective. Nu poți să zici că, băi, doar într-o parte a fost eroi. Depinde cum privim situația. Dar, da, sunt niște relatări foarte interesante și cum decurge toată această campanie de la Stalingrad. Sică, bliat! Deci, n-ai cum să nu apreciezi o astfel de bandă desenată. Evident, în cele din urmă, cum știm și din istorie, trupele sovietice reușesc în cele din urmă să
să se opună trupelor nemțești și, bineînțeles, să întoarcă chiar frontul pe această cale. Și spre final o vedem pe Irina noastră alături de altele, să zicem, camarade care și-au dovedit abilitățile atât pe partea de infanterie, atât pe partea de piloți de vânătoare, pe partea de lunetiști. Deci femeile au jucat, în special femeile din Rusia, au jucat un rol foarte important în armată și care au contribuit într-o mai mică sau mai mare măsură și la succesul armatei roșii împotriva armatei naziste. Spre final avem și o mică relatare, e drept tradusă în limba italiană, dar titlul original se referă la letere la Stalingrad sau scrisori din Stalingrad, Leste Briefe au Stalingrad, copyright de Bertelsmann, Vertag, mă rog, din 1958. Deci avem relatări și chiar am spus că o să caut cartea aceasta, deci relatările unui german care a luat parte la campania de azi și menționează foarte multe detalii, unele chiar brutale, de la atrocitățile comise, la cum trăiau ei. Deci e o lectură mai grea. Și avem așa un mic actor cu eroina noastră principală, Irina, și bineînțeles Paulus, care este german, care în cele din urmă o să aibă și o conversație cu Irina când se predă. Este un mini-roman grafic foarte fain, foarte interesant. Sper să reușesc să fac roșii de primele 3 volume din această serie de 4. Și m-aș bucura enorm dacă am vedea așa ceva și tradus în limba română, dacă în limba engleză, sau de ce nu să apară și la noi mai multe astfel de volume care au legătură cu al doilea război mondial, sau de ce nu, cu bătălie în care au participat trupele noastre românești pe această cale, la fel cum este volumul Tidal Well. Sper că v-a plăcut acest mini-roman grafic. Ce vă spun? Mă rog, milogea la cea de toate zile, like, share, subscribe, comment, știți voi. Vă urez spor la citit, la benzile sănătate pe care le aveți în momentul de față pe rol. O zi cât mai bună și baftă tuturor!